gol! Doamne, doamne, s-a grăbit. S-a grăbit. Foul! Bă, bă, stai un pic, de ce? Băi! Mi-e frică, mă, jucăm pe canal. De ce? Gol! Teo e regele, mă, frate, adică n-ai cum să dai pe el. A reușit să joace un meci cu Bacovia, unul dintre cei mai cunoscuți reperi de la noi din țară. Evident, probabil și faptul că Teo e prieten cu Călinaciu, asta l-a ajutat, dar nu contează, oricum ce a reușit Teo este extraordinar. Și nu doar pentru că l-a și bătut pe Bacovia. Gata, mă, fluieră, mă, fluieră, mă! Fluieră, mă, gata, mă! Da, bă, băiatule, mă! Practic au jucat finala campionatului mondial Argentina-Franța, Teo cu Argentina, Bacovia cu Franța și băi, să știți că a fost un meci destul de echilibrat, adică s-a terminat 4-3 și Bacovia putea să regaleze în minutul 90 pe Teo să facă 4-4, a scăpat singur cu portarul. Doamne! Doamne! Nu se poate! Giru scapă! Giru! Giru! Apără, apără, Emi Martinez! Dar Giru a dat în portar și aia a fost, Teo a câștigat până la urmă. Dar un meci foarte interesant și mai interesant decât doar meciul ăsta în particular este fapt că uitați și voi, gen, lumea asta a trepului, cum se unește cu lumea FIFA-ului și a jocurilor în general. Este un lucru foarte bun pentru noi ca urmăritori și consumatori a conținutului, pentru că vrem cât mai mult divertisment, frate. Vrem să se înțeleagă toată lumea cu toată lumea și colaborarea asta între Teo și Bacovia chiar deschide porți noi către alte colaborări în viitor. De ce nu, poate colaborez și eu cu Gheboasă. Gheboasă, te rog frumos, dă și mie mesaj pe Instagram. Așa. Și da, cine știe, adică sunt extrem de multe posibilități, cum e și în Anglia sau uite în Anglia cum era Chies. Sai, bine, el a devenit rapper din YouTuber, dar la început avea Sidemen și așa mai departe, colaborări cu rapper, cu GMI, cu toți nebunii aia. Și uite că acum a devenit o cultură așa, adică FIFA-ul și muzica sunt cumva ceva ce vine de la sine și nu mai e doar o chestie ce pare așa fantastică. Dacă am văzut și în România că e posibil așa ceva, sigur, sigur vor ieși foarte multe chestii interesante. Plus că Bacovia văd acum că s-a implicat foarte mult în chestia asta de behind the scenes și vrea și el să fie un fel de Aiden Ross, dar nu o văd ca pe un lucru rău, adică chestia pe care o face el cu live-ul e chiar foarte mișto. Ce mai voiam să mai zic, voiam să mai adresez și mica asta dramă din clip. Teo Hernandez. Ia că am luat puțin picioarele. Bă, dar uite, facem un pact, nu dai pe mijloc. Bine, mă. Să se lasă cu parada. Stai liniștit. Acum dai pe mijloc spar maneta. Messi. Ești de bun. Balon fal. Omul ți-a spus ce se va întâmpla dacă dai pe mijloc. Omul ți-a spus ce se va întâmpla dacă dai pe aici? Mi-a stricat monitorul aici, mă, ești nebun. Mai știa că s-a văzut pe cameră, maneta a zburat din podea în monitorul stâng al lui. Nu ați văzut ce am trăit aici, deci era să nu mai avem... Bă, nu mă punem într-o stație de asta și acum, tu ai dat cu maneta! Acum trebuie să fii mai relaxați acum. Eu zic bine? Să dați mâna, să fiți prieteni din nou și să continui. Pentru că toată lumea s-a luat de Bacovia în comentarii, nu toată lumea, dar au fost câteva băieți care au zis că băi, l-a chemat și pe Bacovia asta, ce bine că a câștigat Teo, că uite ce mârlan e Bacovia, că i-a spart controllerul și nu știu ce. L-a chemat Teo la el acasă și Bacovia strică și nu știu ce. Și a zis Bacovia într-un clip că bă, a fost doar așa for show, adică na. Eu cu Teo am vorbit de toată chestia asta, pentru cei care au văzut tot video, o să vă dați seama că la mijloc, în cea de-a doua repriză, la un moment dat, găsesc un pretext să schimb maneta și îi spun, bro, ți sunt suroase joystick-urile astea. Și am zis că ți sunt suroase și că vreau să joc cu altă manetă. În momentul ăla, la a doua repriză, el știa că eu voi trânti o manetă și mi-a dat o manetă care nu funcționa atât de bine ca și celelalte. Am vorbit chestia asta dinainte, pentru că nu mă duc la om în casă să-i spar manete și așa mai departe. Și dacă aș fi făcut asta de nebun, deși nu-i genul meu, i-aș fi plătit de sigur maneta. Dacă face aici o speed asta pe fiecare live, nu zice nimeni nimic. We could've won this shit. On God, we could've won. Me and you. On God, we could've won. We could've fucking won this shit. Dacă a făcut Bacovia, mamă, e mârlan, e nesimțit. Da, și cam ăsta a fost scriu, băieți. Ăsta este take-ul meu. Voi ce părere aveți? Credeți că e un lucru bun pentru YouTube-ul românesc, colaborarea asta între Bacovia și Teo? Clar e. Deci, dacă ziceți că nu, probabil sunteți răi. Și până data viitoare, eu am fost Leo. V-am upat.